Sala polivalentă din Craiova poate să devină utilă chiar dacă ne aflăm în plină pandemie. Am obișnuit craiovenii să luăm măsuri la timp, am obișnuit craiovenii să facem de așa natură încât lucrurile să deruleze foarte bine în Craiova. Suntem unul din orașele care controlăm foarte bine această pandemie a coronavirusului. Sala polivalentă putem să o punem la dispoziția autorităților de profil pentru a o transforma într-un spital de campanie. Chiar dacă am venit cu cel mai mare număr de locuri de spitalizare, cu peste 600 de locuri la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș și la Spitalul Filantropia, poate al doilea număr după Matei Balș din București, așteptăm o perioadă, poate nu foarte, foarte bună. Așteptăm o perioadă în care foarte multe probe care au fost prelevate să poată să fi procesate datorită creșterii capacității de procesare atât de la Spitalul Victor Babeș, dar și de la Spitalul Județean. În aceste condiții facem apel la autoritățile implicate să ia în considerare disponibilitatea Primăriei Craiova de a pune la bătaie această sală, sala polivalentă care dispune de o suprafață de peste 2000 de metri pătrați aici unde ne aflăm, pe terenul de joc, care dispune de toate utilitățile necesare, dispune de un sistem de climatizare a temperaturii, dar și de grupuri sanitare, intrări speciale, fluxuri care se pot organiza în cel mai rapid mod într-un spital de campanie. De ce fac acest apel? Fac acest apel pentru siguranța cetățenilor, pentru siguranța craiovenilor, să dea Dumnezeu să nu fie nevoie de acest spital de campanie, dar dacă va fi nevoie, e bine să fim pregătiți așa cum am fost pregătiți cu toate celelalte. Suntem dispuși să dăm tot concursul, dar numai și numai cu sprijinul Ministerului Sănătății și autorităților care își dispună cadrele medicale care să funcționeze aici și aparatura necesară.